Aveți în prim plan downtown Manhattan. Papa, ești ghid mai bun decât ăsta care e pe vapor? Cum ar fi să strig acum? Cine este câine? Hei, hei, cine este câine? Să sară în sus. Ce faci, măria ta? Seamănă un pic cu doamna Stanca din Făgăraș. Bă, zici că se întâmplă ceva de trec atâtea avioane. Totuși, cred că până la urmă îl întreb dacă are chiloți sau nu. Salut, oameni buni de pretutindeni! Am plecat de unde ne-am cazat. Rapid am luat trenul, am venit în gara centrală din New York și de aici am luat un taxiu, am ajuns într-o locație de unde se ia vaporul. Vreau să vă prezint orașul New York de pe apă, numai că a plouat foarte mult în ultima perioadă. Nivelul apei este destul de sus și, din câte am înțeles, capitanul a anunțat lumea de pe vapor că nu poate să treacă pe sub anumite poduri și din acest motiv turul nu va fi complet. Să vedem, a zis că ne duce în alte parte pentru a compensa acest lucru. Și noi, ca băieții de băieți, începem turul cu o bere, cum altfel, la 10 dimineața, să ne dregem. Avem circunstanțe atenuante pentru că suntem după 18 ore. Eu am condus de la Chicago până la New York, dar și prietenul meu a stat treaz, ceea ce mi-a înlesnit foarte mult deplasarea mea. Și îi mulțumesc pentru că a rezistat cu brio. Așadar, dacă facem greșeli, ne scuzați pentru că suntem și obosiți, dar țineam neapărat să luăm acest tur. Dacă vreți să vedeți orașul New York de pe apă, rămâneți cu noi, pentru că chiar dacă nu voi vorbi prea mult, măcar imaginile merită văzute. My wristwatch is broken. My shoes are untied. Time is... A început turul de prezentare a orașului New York. După părerea mea, cât s-ar strădui domnii arabi, niciodată nu vor ajunge la notorietatea acestui oraș. Ce zici, papa? După o bere la prima ora dimineții, ești ok? Este ora 10, primul tur care se organizează într-o zi de vineri. Eu am mai fost aici în urmă cu vreo 8 ani. Aveam o cameră de filmat care nu deținea o calitate deosebită. Să sperăm că de data aceasta lucrurile vor sta diferit. Aveți în prim plan downtown Manhattan. Acum, dacă aș lua fiecare building în parte, cred că mi-ar trebui să vorbesc vreo oră peste ghid. Eu cred că cel mai bine este să urmăriți imaginile. Și acesta este domnul ghid care ne prezintă. Să-l salutăm. Nu știu dacă este la fel de distractiv ca cel pe care l-am avut în Chicago, dar omul măcar încearcă. That's residential too. And they are cool. Manhattan left. Și suntem păziți din ceruri. Elicoptere militare. Papa, ești ghid mai bun decât ăsta care e pe vapor. Aveți un plan îndepărtat, New Jersey. Cu alte cuvinte, Hudson River desparte statul New York de New Jersey în această porțiune. Și ca să fie un haos acest tur, am uitat să vă prezint Empire State Building. Asta e, atât se poate. Și doamnele care s-au ridicat să pozeze. Pe mine mă interesează mai mult aceste imagini. Să le văd pe americance cum
fotografiază fețele lor când surprind cadrele. Bine, dacă aș fi măcar, aș pune și colagii. Asta e, s-a băut bere la prima ora dimineții. Vreau să spun colacii de salvare din jurul brâului. Undeva în depărtare este o terasă și un turn cu un ceas. Hai să apropiem prietenul meu, Sorin, cu care merg în Alaska. Spune că acolo, dacă mergi seara și prinzi cerul senin, se văd niște apusuri interesante. Hai să apropiem. Acum parcă se vede mai bine. Acolo este o terasă deasupra a unei clădiri. Și bineînțeles, celebrul telefon care îl sună. Îl sună pe padre. Îl sună băieții de la pescuit să-l întrebe ce a prins. Arată destul de interesant și New Jersey. Și dacă doamna s-ar așeza, s-ar vedea și mai bine. Mie milene oricum să mă ridic. Hai să ne întoarcem înapoi în New York. Suntem într-o zonă unde nu prea am ce să vă arăt, dar va urma la un moment dat controversata clădire a Națiunilor Unite, celebra ONU. Ia uitați ce interesant arată doamna aceasta în etate, așa m-aș vedea și eu. Un moșneac cu un aparat în mână, ieșind din pădure, din mediul său și evadând din când în când în jungla urbană, după care întorcându-se înapoi. Dar îmi place costumația și nu sensibilitatea, finețea acestei doamne. Foarte fain, bravo ei! Aveam un nene care, atunci când a venit în New York ultima dată cu bicicleta, m-a luat la șuturi că de ce nu am prezentat fiecare building sau clădire în parte. După ce m-am făcut securist de câteva ori, am dat blank. Acum îmi pare rău, pentru că era bun acum să prezinte în locul meu. Nu știu sigur, dar în față sunt două clădiri care în principiu ar înlocui gemenele ce au fost dermate. Nelul nostru, când treci prin fața mea, îți zici sorry și îți cer voie, chiar dacă ești ghid. În fine. Ia uitați ce aglomerație de clădiri. No other harbor in the world carries such depth and breadth as this. Aia spun. Până tu, ca arab, câștigi farmecul unui astfel de oraș. Cred că trebuie să mai porți încă vreo 50 de rânduri de strength, era să zic acum ceva. În fine. Cum ar fi să strig acum? Cine este câine? Hei, hei, cine este câine? Să sară în sus. Cred că ar leșina toți. Oricum n-ar înțelege ce zic. Hai să vă arăt un vapor care zici că-i venit din lumea de odinioară. Ok, nu știu cât se vede, dar măcar mă străduiesc. Da, unde sunteți? No, amuziși că să iscă cine știe ce conflict, că ne tot brăznează. Eu uite pe nenea asta. Domnul de la templu, de la Buddha. Oare cum o fi plecat de acolo? No. Nelul nostru. Eu garantez că n-are chiloți. Acum mă scuzați că sunt așa de nesimțut. Ce tot face ăsta cu elicopterul? Deja mă disperă. Uite-o și pe Roxana. Asta e. Nu băgați de seamă ce zic eu. Ce faci, măria ta? Seamănă un pic cu doamna Stanca din Făgăraș. Chiar dacă avem o comparație forțată, hai să apropiem un pic să vedem dacă s-a machiat de dimineață.
Nu știu ce machiaj folosește, dar îi stă bine. Și băieții ăștia cu ambarcațiuni. Și o doamnă care mă filmează. Și nelunos. Totuși, cred că până la urmă îl întreb dacă are chiloți sau nu. Aș fi curios. Cred că cel mai important personaj de pe vapor. Ia uitați. Vă dați seama cât bubuie Instagram-ul într-o zi de vineri. La ora 11. Sau Facebook-ul, că ăștia toți sunt mai bătrâni. Bătrânii sunt pe Facebook. Ca și mine. Papa, tu ai cont pe Facebook? Dacă vrei să fac, să pui poze. Auzi, am o curiozitate. Tu ce zici? Nelul nostru are chiloți pe el sau nu? Shit, era să mă împiedic. Cum ar fi zis un ardelean, era să te închiedeci. Ok, acum că s-a mai liniștit treaba, hai să mai filmăm pe aici. S-a făcut cald, cred că nici din cauza aia am probleme de concentrare. Ah, vreau să vă arăt o doamnă cum a zâmbit dintr-o dată, deci atâta de ciufută era și dintr-o dată a zâmbit când și-a făcut selfie. Deci femeile pot să facă chestia asta nemaipomenit de bine. Hai să văd dacă-mi iese și mie. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Mă, nu știu ce building-uri aveți voi în față, dar le descoperiți voi. But into the late 1800s, this meant everything. Bă, cred că era mai fain la noi în sat. Cu casele alea normale, nu cu ce le-o trebuie la ăștia să toarne atâta beton. Ce zici, papai, mai fain la noi în sat? Ah, ok, dacă și papai e de acord. Și aveți în prim plan Brooklyn Bridge. The Brooklyn Bridge began the age of heroic construction in New York and around the world. Chiar o construcție foarte, foarte faină. Iată că totuși reușim să trecem pe sub poduri. Oricum ăsta este mult mai înalt. Probabil erau alte poduri despre care spunea capitanul că nu se poate, pe sub care nu se poate trece. Chiar fain arată și din depărtare acest pod. Foarte fain. Eu oricum nu văd nimic a ce filmez, pentru că îmi bate soarele direct în telefon. Măcar sper ca voi să vedeți ceva. Acel pod unește Manhattan de Brooklyn sau Brooklyn, dacă vreți o pronunție mai americană, și o embarcațiune care ne depășește și care arată foarte fain. Cred că podurile acestea pe sub care am trecut au fost cele mai filmate, oricum foarte bine întreținute. Și aici o centrală electrică, cum ar spune un iancheu, across the river. Văd că trecem pe sub toate podurile. Există un flux și reflux, bineînțeles, pentru că suntem chiar lângă ocean. Probabil apa s-a retras și între timp se poate trece pe sub poduri. Bă, zici că se întâmplă ceva de trec atâtea avioane. Și acum trecem pe sub un pod. Bănuiesc că nu era vorba nici de acesta, pentru că mai încăpea încă un vapor de genul celuia pe care ne-am urcat noi, pus deasupra. Ok. Și tot nu ajungea. Nu știu despre ce poduri. Spunea domnul ghid că nu se pot trece pe dedesubt din cauza nivelului apei. Și iarăși un elicopter, chiar dacă nu-l vedeți, dar văd că suntem păziți strașnic.
Ce ciudată este această clădire, ia uitați cum e sprijinită o parte din ea. If you are Irish and American, the odds are 8 in 10. Știu dacă se vede, dar tare ciudată construcție. Cred că e făcută intenționat ca să iasă în evidență. Nu prea am prins ideea, dar domnul ghid spunea că avem în prim plan un cartier care este cel mai dinamic din Statele Unite. Aici locuiesc mulți domni cu bărbi, cu perciuni, despre care se spune că îl conduc lumea, domni italieni și încă vreo 2-3 comunități care îmi scapă acum, nu am prins ideea finală. Beyond the smokestacks of the Con Edison power plant. Aproape în fiecare oraș american există câte o cupolă aurită, acum ea se ascunde după clădiri. Nu am fost inspirat să o filmez mai devreme. Dar vreau să subliniez faptul că multă lume se lamentează atunci când în România zărește cupole de acest tip, poleite cu foițe de aur, ceva de genul acesta. Se pare că era o modă în trecut, care iată că persistă și în zilele noastre. Și încet încet ne apropiam de o zonă unde se află o clădire care găzduiește sediul unei organizații despre care toată lumea a auzit. Hai că imediat ajungem acolo. Oricum, vedeți ce ciudate sunt clădirile? Ia uitați, hai să apropie cu zoom-ul. For the first time, Manhattan has cred că asta e. Eu nu văd nimic, v-am spus, bate soarele. Vedeți ce strâmbă e? Zici că se rupe în două de la mijloc. Foarte, foarte fain. Merită măcar o dată luat acest tur. Eu am mai fost în urmă cu 8 ani și iată că am revenit și tot nu m-am plictisit. Pe lângă toate aceste clădiri uriașe sunt și câteva construcții care au arhitectură minunată. Aș putea să încerc să apropiu, să vedeți? Și iată clădirea despre care vă spuneam, Organizația Națiunilor Unite, unde în momentul de față se află un cuib de neisprăviți, din ce am înțeles eu, oameni care nu mai au autoritate, dar care trăiesc în lumea lor. Odinioară ONU avea un cuvânt de spus la nivel mondial, dar acum s-au candus acele timpuri pentru că au dat niște kicks-uri lamentabile. Midtown Manhattan denumește ghidul această zonă. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine, mie îmi place mai mult cum arată aceste clădiri decât cele noi. Parcă aceste construcții au cât de cât o arhitectură. Și iată o barjă care transportă nisip. Și iată un nou pod pe sub care trecem. Toate podurile arată foarte, foarte bine. Și puteți merge pe Roosevelt Island 3 cu o telecabină care traversează râul Hudson. Ok. Și aceste clădiri arată destul de bine. Being free.
Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close. So we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can't tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one knows anymore. What's it for? Și cred că acesta era unul dintre podurile pe sub care se presupunea că nu putem trece, dar iată că am făcut-o până la urmă, a mai scăzut nivelul apei. Hai să vedem dacă reușim să trecem și pe sub acesta. Se încearcă. Dacă nu, ne întoarcem înapoi. What do you think, everybody? Ia uitați cât de aproape trecem. Minunat! Felicitări capitanului! S-a și aplaudat între timp ca la avion. Acum nu apropiu cu zoom-ul, dar cei ce urmăriți canalul meu, eu am fost în New York cu bicicleta și am trecut pe lângă stadionul celor de la Yonkers sau Yankee Stadium, cum se numește el. A fost o zi în care am pedalat 150 de kilometri. Găsiți vlogul pe canalul meu. Anul trecut, în toamnă, s-a întâmplat acest lucru. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in. Nu știu ce se întâmplă, dar am fost invitați ca toți oamenii să intrăm înăuntru. Cred că mai mult pentru că soarele este puternic. Am mai rămas vreo 10-15 persoane afară. Ah, am înțeles care era ideea. Să mergem în față ca să se lase o Cosmin. Asta e. Hai că mergem, ne mutăm, hai! Să se lase vaporul de față. Foarte tare treaba. Hai să vedem dacă și reușește. Dacă nu, ne întoarcem. Hai să mergem afară să vedem cât de aproape suntem. Foarte aproape. Minunat. Se pare că trecem de pod. Great. Și acum se întorc războinicii. Dar eu mi-am mutat pentru că am prins loc mai bun. Ha-ha. Și pentru că sunt român și îmi place să profit. Asta n-a fost fain, funny, dar atât s-a putut. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine, dar numai dacă, acest tur își merită banii pentru că au trecut 2 ore de când ne plimbăm cu vaporul. Și am văzut multe, multe lucruri. Eu cred că nu v-am dat prețul turului, așa-i? 50 de dolari era, să zic, de cap de vită polajată. Considerați că nu am zis
pe persoană. Și acum ne ducem înapoi pe Hudson River. Dar accesând altă zonă și începe să se vadă zona centrală a orașului New York. Dacă vreți să urmăriți vlogul pe care eu l-am creat cu bicicleta, venind din zona în care suntem cazați acum până în New York și înapoi, 150 de kilometri, nu uitați, într-o singură zi, fără antrenament, puteți să vă uitați la descrierea acestui vlog, sper să nu-mi uit. Am să las un link acolo. Cred că sunt două vloguri. Unul filmat la duș și unul la întoarcere, dar amândouă în aceea zi. Și iată cum se vede catedrala St. Patrick din New York, de pe Hudson River. Și încet, dar sigur, ne întoarcem din punctul din care am plecat în urmă cu 2 ore și jumătate. A fost senzațional acest tur, chiar dacă prima parte eu am făcut-o praf cu ieșirile mele în decor. Sper că ați mai rămas măcar vreo 30 de abonați după ceea ce s-a întâmplat în prima parte. Sau poate chiar v-a plăcut. Oricum, totul a fost natural. Nu am făcut-o să ies în evidență. Așa am gândit eu la momentul respectiv. Atâta s-a putut influența unei beri, unei singure beri, băută pe stomacul gol după 18 ore de condus. Totuși, să ne bucurăm de acest peisaj, dacă sunteți orășeni. Dacă nu, ignorați totul, în caz că sălbăticimea vă dă târcoale, precum mie. Eu sunt un sălbatic din toate punctele de vedere și nu mă văd locuind în acești mastodonți din sticlă și metal. Mai avem un pic și facem încheierea vlogului. Parcă îmi pare rău să nu mai surprind câteva cadre. Și când ziceam că soarele a intrat în nori și se vede mai bine, acesta a răsărit de după nori. Are și el rolul său. Foarte fain. Ia uitați ce copilaș pe placă. Foarte curajos. Minunat, bravo lui. Ia uite clădirea asta, n-am văzut-o, ce interesantă-i. Foarte fain. Și așa cum spuneam, încet, dar sigur ne apropiem de final. Noi suntem la 88. Aici este 90. Foarte bine organizat acest business. Puteți să veniți cu mașina. Dacă sunteți darnici, probabil parcarea vă va mai costa încă vreo 20-30 de dolari, cred. Dacă nu mai mult. Iată, am avut și musafiri. Ce faci tu? Doamnelor și domnilor, încheiem turul aici. A fost minunat, 2 ore și jumătate. Vă invit să veniți. 2 ore și jumătate, am zis, papa, nu mai auzi bine? Vă invit să veniți la New York și să luați acest tur. Este senzațional și își merită banii din plin. Sper să găsiți un ghid mai funny decât cel pe care l-am avut eu. Era prea sobru, dar oricum omul și-a făcut treaba. Ok, cam atât am avut de spus de aici, din Manhattan, New York. Până data viitoare, la revedere și nu uitați, e free, dați un like. Și m-am abonat. Eu merg printr-o lume, din acest motiv vedeți camera apropiindu-se de fața mea. Bye bye!